Sunt patru aici, atenție, unul singur o să spună adevărul. Ghiciți-l pe cel care spune adevărul și puteți primi tableta asta. Ia uitați-vă, e la mine în mână, o puteți primi. Intrați pe Facebook, pe pagina noastră. Gabi, ia-o sau arunc-o. O prins. Ia-o. Tableta aia dumneavoastră, dacă ghiciți pe cel care spune adevărul. Unul singur, atenție, luptător, e sportiv adevărat. Moroșene! Dacă nici acum. Asta e pentru tine, vin aici, vin aici. Uită-te în ochii lor. Dar știm și noi, că ne-am uitat la... La pumn, da? Ține omul acolo. Moroșene. Dane, să ne șoptească și nouă. Dacă nu-ți dai seama care e adevăratul luptător, unul singur e adevărat sportiv. Da. Uită-te cu grijă la ei. Doamnelor! E mai greu pentru dumneavoastră. Eu zic că și domnișoara ne poate bate râzând. Din cei patru, doar unul spune adevărul. Doar unul e sportiv. Domnilor, domnișoară, prezentați-vă. Ascultați-mă. Se vede. Liniște. S-ar putea să vă dați seama și din vorbele lor care minte și care spune adevărul. Bună seara, numărul 1. Bună seara, mă numesc Marcel, practic taekwondo. Numărul 2, bună seara. Bună seara, mă numesc Roxana. Practic kung fu. Cineva minte. Numărul 3, bună seara. Bună seara, mă numesc Ionuț, sunt luptător de kempo. Numărul 4, bună seara. Bună seara, mă numesc Bozi și sunt luptător de ușu. Dumnezeule, doar unul spune adevărul. S-a făcut doar că nu știe, e pericol. Întrebare, dacă vreți puteți să întrebați ceva. Cerebel, orice. Nu. Dă-i cu întrebarea. Stai care e cerebel întrebare. Stai mă să întreb și eu ceva. Mai știu și eu din... De câți ani cântă numărul 1 la pian, care mâini de pianist? A, unul zici că are mâini de pian. Adică de când voia spune că numărul 1 are mâini de pian. Adică de când voia am prețul. Când eram eu mai mic am făcut și un pic de judo și vreau să întreb dacă, că știu că limbajul e cam același. Cerebel, dacă n-ai făcut pârnaie tot degeaba, o să spun eu ce. Iertați numărul 3. După aliură, după felul cum stă, după felul cum stă și în poziție de repauz, e numărul 3. 3, zice Moroșan, da? Eu merg pe numărul 3. 3, bravo, a zis adică ceva. N-ar fi bine să te bați cu fiecare în parte, tu să vă aflăm. Să vezi care e. E numărul 4, Moroșane. Băi, mergeți pe 3 sau... Numărul 4. Să mor, vă bat pe toți. Da, bravo. Vă provoc pe toți. Nu te enerva, mă, gata, mergem cum zici tu. Nu te enerva, las-o așa. Ăla care e adevăratul sportiv și luptător, spuneți voi că e numărul 3. 3, mă, dacă zice Moroșan. Hai, 3, bărbați au zis 3. 3, gata, 3, 3, 3, gata. Băi, n-aveți ochi format de la box, 4 e, mă. Băi, negrule, explică-ne și nouă, da. Întrebarea noastră e cu mâna. Ok, nu, n-aveți voie să-i atingi. Dar stai să vedem ce fac. N-aveți voie să-i atingi. Băi, negrule, băieții spun de 3. Trânta asta care o fac ei. Am o întrebare. Te rog. Numărul 2. Știi domnișoară să faci un ghedan barai? Adune în jur, atunci. Știți să faceți un... Ce să facă? Să adune barai? S-ar putea să te prindă Nadine la chestia asta. S-ar putea să te prindă Nadine. E limba lor. Din întrebări dacă vă puteți da seama dacă e pe bune. Care spune adevărul. Dați-mi răspunsul, fetelor. Iar trebuie să răspundă. 4, dați-mi răspunsul. 4. 4? 4. 4? 4. Fetelor, 4, cine e pentru 4? 4, Adriana Trandafir, 4, cine a pistol, Maria? 4, da? Laura Lavri. Stop! Danila Condurache. 4 fetele, 3 deci băieții. Doamnelor și domnilor, unul singur. Doar unul e adevărat luptător, doar unul e sportiv. Ăla. Hai să aflăm adevărul. Bă, du-te, fetele au spus că numărul 4, băieții au spus că numărul 3. Unul singur spune adevărul din cei 4. Putem reveni la răspuns? Băieții au spus 3, Moroșene 3 după tine, am după mintea ta 3. Răspunsul. Bă, Moroșanu a zis 3, fetele 4. Fetele vor adevăratul să schimbe sportiv? După alură v-ați uitat, după cum stă Moroșene, sus, gol, după tot, ia uite. Moroșanu a zis 3, mă. Vrem să schimbăm numărul. Nu se mai poate, adevăratul sportiv este incredibil. Deci, nu e adevărat. Deci nu este adevărat. Ia ce nervos e Moroșan. O să pun mâna pe el. Nu mă mai joc. Trebuie ce să pun mâna pe el. Nu mai joc, să mor. Deci, regia, vă ați făcut un becher ala aici. Să moară business dacă nu. Moroșane, nu fie osticos. Nu fie osticos.
Stai cu mine, nu te enerva, bă, dar să nu dai. Vino aici să nu dai, stai așa, fii atent. Să-ți fac cunoștință cu omul. Fii atent, să nu dai. Ăla, îl vezi? Tu ai zis de 3, da? Da, de 3. N-are nicio treabă. Cu ce te ocupi? Sunt șaormar. Cu ce ești? Șaormar. Face șaormă, bă! Ăla face șaorme! Vino, mă, moroșene, înapoi! Ăla face șaormă. Stai, bă, nu pleca. Pianiști ăștia, ne bate pianistul ăsta. Deci m-am enervat la maxim, nu se poate așa ceva. Ăla face șaormă. Nu se fac, mă, șaormă, stai așa, mă. Ăla face șaormă. Păi da. Uite, mă, de... Domnul face șaormă, mă, ce poate. Dragul meu, frate. Dani. Băi, fii atent, stai, ok. Dani, domnule, numărul 1, numărul 1, cum vă numiți? Miron Marcel. Cu ce vă ocupați? Sunt inginer proiectant în construcții. Ce sport practicați? Taekwondo ITF. Atenție, de la campion, campion? Campion european și vicecampion mondial. Moroșene, te-a închis ăsta. Ăsta e chimonoul tău, nu? Te-a închis, Moroșene. Să știi că nu n-a făcut nimic. Și ăla e cu șaorma. Ăla, Moroșene, cu șaorma. Dar îl cheamă Marcel ca pe mine, ei, nu m-ați prins. Vreau să vă propun un lucru. L-ați enervat cu plin de tare pe domnul Moroșanu. E nervos până la capăt. Vreau să vă propun un lucru. În clipa asta, să-i dovediți lui Moroșanu că sunteți campion european la... Taekwondo. Taekwondo. Îi puteți dovedi asta? Sunt campion european la Taekwondo de 5 ori. Vicecampion Marcel mondial Pavel de 3 ori. Marcel Pavel a zis că aveți mâini de pianist și a zis, nu-l luăm, mă, pe ăsta. Și cânt la pian de 3 ani. Și cântă și la pian. Moroșane, uite ce nervos e. Dovediți-i că sunteți adevăratul luptător. Succes! Da, și ce rebel și cărin. Uite-mă, Moroșanu, uite ce nervos. Felicitări, Marcel! Felicitări, Marcel, tizul meu!